Bună, eu sunt Vosneagă Sebastian Gabriel, din școala 26, clasa a doua, din Galați. Și acum o să vă prezint niște cărți în care nu le-ați mai văzut vreodată. Sunt amuzante. Prima se numește Ziua când au plecat creioanele colorate. Și a doua, Ziua când creioanele colorate s-au dus acasă. Cum? În aceste cărți este vorba despre un băiat numit Duncan, care vrea să coloreze cu creioanele lui colorate, dar creioanele lui nu erau mulțumite din diferite motive, cum ar fi albastru. Nu i-a plăcut că l-a folosit prea mult și atât a mai rămas. Roz. Nu l-a folosit niciodată, doar de surioara lui care colorează o prințesă. Da. Și partea cea mai bună la ele este când este pagina fosforescentă. De aici. Scrie și pe copertă. Uite, să vedeți. Oare ce va face Duncan ca să se întoarcă creioanele colorate înapoi? Trebuie să citiți ca să aflați. Și vă recomand această carte pentru că este foarte amuzantă și te învață să fii responsabil cu creioanele tale colorate. Atât de la mine, pa, pa!